Vreau în seara aceasta să spun câteva cuvinte despre sau din pilda fiului risipitor și ori de câte ori vorbim despre pilde, scopul pildelor Domnului Isus Hristos este să stabilească principiile împărăției lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu în lume. Să așeze împărăția lui Dumnezeu în lume. Știm că atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, vorbim despre mai multe lucruri. Israelul a reprezentat împărăția lui Dumnezeu în lume prin poporul ales în Vechiul Legământ. Știm că va veni Domnia de o mie de ani. Și stăpânirea absolută a Domnului Isus Hristos, care va cărmui neamurile cu un toiac de fier. În timpul domniei de o mie de ani, se va așeza nu numai împărăția lui Israel, ci împărăția poporului unit al lui Dumnezeu. Biserica și Israelul vor fi una ca reprezentanți ai stăpânirii, ai autorității divine pe pământ în timpul Domniei de o de ani. Și, bineînțeles, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, vorbim despre împărăția veșnică a lui Dumnezeu, în eternitate, după ultimul conflict cu cel rău, când Satana va amăgi din nou locuitorii pământului la încheierea Domniei de o de ani, Va fi spulberată această armată, această coaliție mondială, ultima mare rebeliune împotriva autorității divine și va începe eternitatea, împărăția veșnică și nesfârșită a lui Dumnezeu. Dar acum și aici, câtă vreme noi trăim în lumea aceasta, împărăția lui Dumnezeu există. Domnul Iisus Hristos deja a venit ca să aducă împărăția lui Dumnezeu în lume. Noi suntem obișnuiți cu termenul de împărăție în sensul statelor, popoarelor, teritoriilor pe care le ocupă și pe care le reprezintă aceste împărății. Când vorbim de împărăția Domnului Isus Hristos, chiar dacă ea există, chiar dacă ea are o formă, o structură ierarhică, oficii de autoritate, teritoriile ei nu sunt pe harta lumii acesteia, nu sunt trasate, desenate pe harta lumii. Împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Isus Hristos, nu este în așa fel încât cineva să o arate cu degetul și să spune este acolo sau acolo, Împărăția lui Dumnezeu este în interiorul nostru. Noi suntem purtători ai împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem teritoriile împărăției lui Dumnezeu. Acolo unde este Copilul lui Dumnezeu, acolo unde este Biserica Domnului Isus Hristos, acolo este un colț al împărăției lui Dumnezeu. Orice împărăție are strategii politice, economice, militare. Când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, ea nu este mâncare și băutură, ci reprezintă niște stări lăuntrice în viața credinciosului pe care această împărăție le aduce odată cu mântuirea Sufletului. Pentru ca oamenii să înțeleagă câte ceva despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că oriunde ești într-o împărăție trebuie să te raportezi la legile acelei împărății, trebuie să respecti legile și Constituția acelei împărății. Pentru ca oamenii să înțeleagă câte ceva despre împărăția lui Dumnezeu, să-i înțeleagă principiile a rostit aceste pilde, sunt pildele împărăției lui Dumnezeu. Există pericolul suprainterpretării pildelor. Când vorbim despre pilda fiului disipitor și o să o citim imediat, există pericolul să intrăm în amănunt și să vrem să înțelegem fiecare obiect de îmbrăcăminte, fiecare lucru, fiecare frază ce înseamnă. Nu spun că nu există pilde cu interpretări interesante, dar rețineți, scopul principal al pildelor Domnului Iisus Hristos a fost să transmită principiile veșnice ale împărăției lui Dumnezeu. De aceea veți vedea în multe pilde că domnul se exprimă împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu sau este cam așa sunt pildele constituționale ale împărăției lui Dumnezeu întotdeauna pentru a înțelege scopul unei pilde și principiul unei pilde este important să observăm contextul în care este rostită acea pildă. De obicei, Domnul Iisus Hristos reacționează la percepțiile greșite ale oamenilor cu privire la persoana sa, cu privire la împărăția sa, rostindu-le pilde. În Evanghelia după Luca, de la capitolul 14, sunt câteva pilde foarte interesante, pilda celor poftiți la cină, pilda cu oaia rătăcită și leul, pilda fiului risipitor, pilda ispravnicului necredincios, dar mai ales pildele cu oaia rătăcită cu leul și cu fiul risipitor, sunt rostite în contextul versetului 1 și versetului 2 din capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Înainte de a citi și de a rosti un cuvânt despre pilda Fiului risipitor, aș vrea să înțelegem că în lumea aceasta Dumnezeu și-a introdus împărăția de la zero. Când Hristos a venit în lumea aceasta, nu a avut o palmă de pământ pe care să așeze steagul împărăției sale. Vă aduc aminte de cuvântul profetic din Daniel, care vorbește despre perioada aceea dintre săptămâni, perioada Harului. Și este vorba de unsul lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos, care vine în lume și cuvântul profetic spune, după acele zile, unsul va fi stârpit și nu va avea Nimic! Nimic! Gândiți-vă atunci când a fost bătut, schingiuit, lovit, când ucenicii au fugit în toate părțile, când Petru s-a lepădat, când Iuda l-a vândut. Oamenii puteau să dea din numeri și să spună unde este împărăția lui Dumnezeu. Fascinat de persoana Domnului Isus Hristos, Pilat vrea neapărat să știe dacă este împărat. Pentru că, în ideea lui Pilat, un împărat trebuie să aibă armată, un împărat trebuie să aibă tron, un împărat trebuie să aibă teritorii, un împărat trebuie să aibă putere, resurse. Și el se uită la omul acesta simplu pe care l-au prins, s-au pus mâna pe el și pe care l-au adus înaintea lui să-l judece, să-l condamne și să-l execute. Spune, unde este împărăția ta? Ce fel de împărat ești tu? Ești împărat? Și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt împărat, însă nici tu, nici cezarul nu trebuie să vă speriați prea tare, pentru că n-am să vă iau teritoriile. Ei, dacă ar fi știut Pilat și cezarul ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, satana a știut, din cauza asta a luptat cu dinții pe viață și pe moarte. Să persecute, să extermine, nu numai pe unsul lui Dumnezeu, ci și biserica la începuturile ei, lansând cele 10 valori de prigoană și de persecuție împotriva bisericii. Pentru că Hristos n-a venit să le ia teritoriile și tronurile, a venit să le ia oamenii, să le câștige oamenii, sufletele oamenilor. Nevoia mare a oamenilor nu era de o împărăție care să-i înregimenteze, care să-i controleze, care să le creeze un spațiu de supraviețuire, în schimbul căruia să-și dea propria libertate, să se facă robi acelui împărat și acelei împărății. Oamenii aveau nevoie de mântuire. Și când Domnul Iisus Hristos a venit, dacă i-ar fi trebuit teritorii, dacă i-ar fi trebuit munți și voi și ape și mări, ar fi venit cu legiuni de îngeri, și ar fi cucerit pământul. A venit la ei și ei nu l-au primit. Ucenicii, în mod greșit, au crezut că Domnul Isus Hristos a venit să instaureze împărăția lui Israel. S-au și văzut sfetnici pe scaune de domnie de o parte și de alta lui. În realitate, Domnul Isus Hristos a venit să plătească prețul pentru mântuirea sufletelor pierdute. Și atunci când fariseii care se așteptau să vină un mare eliberator, să se pune în frunte armatelor lor, să nimicească stăpânirea romană și să-i ridice la rang de imperiu, l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos stând de vorbă cu vameșii și cu păcătoșii și predicându-le Evanghelia Împărăției în care intră suflete mântuite, salvate, iertate, răscumpărate. Au spus, ce fel de reputație are împăratul acesta, omul acesta care se dă drept exponent al împărăției lui Dumnezeu, care se amestecă și stă de vorbă cu păcătoșii împărăției noastre, cu scursurile, cu marginea societății noastre. Și atunci Domnul Iisus Hristos a rostit aceste pilde. Pentru fiecare dintre noi, pentru fiii risipitori și pentru fiii nerisipitori. În pilda aceasta avem un fiu risipitor și avem un fiu nerisipitor. Aș vrea să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare din respect pentru cuvântul Domnului. Citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, de la versetul 11. El a mai zis: Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a resipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le încau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat de la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul său. Dar tatăl a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor, când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și șocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să, ia, să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el drept răspuns a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat, fiule, i-a zis tatăl tu, întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit respectos să ocupați locurile. Iubiții mei, Când citim pilda fiului risipitor, pendulăm între milă și mânie, ni se face milă de unul, ne supărăm pe altul, pe aici, pe acolo, îl înțelegem pe acest tată. Am auzit predice în care tatăl acestor doi fii era criticat. Mă rog, de-a lungul timpului am auzit și întrebări năstrușnice de genul, dar unde era mama? Nu știu, nu mă interesează, nu e important, nu e relevant. Pilda aceasta stabilește un mare principiu al împărăției lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, fariseii s-au supărat că i-a băgat în seamă pe păcătoși. Ei credeau că Dumnezeu ar trebui să vină pentru ei și numai pentru ei dar în virtutea aceluiași principiu pe care ei îl enunțau, că dacă e Fiul lui Dumnezeu, dacă a venit în numele lui Dumnezeu, nu are ce să caute între păcătoși, ei înșiși se eliminau din sfera de căutare și de interacțiune a Domnului Iisus Hristos. Pentru că în mod expres, cei mai criticați oameni din societatea de atunci au fost fariseii. Domnul Iisus Hristos a rostit de mai multe ori, vai în dreptul lor, vai de voi! Stricații, vameșii, păcătoșii erau cunoscuți ca atare. Oamenii ăștia trăiau ci își desfășurau activitatea în zonele cu care se identificau de păcat, de corupție, de răutate. Fariseii se dădreau drept sfinți, pozau drept sfinți și în spatele acestei perdele luxoase a imaginii pe care ei o cultivau și o protejau, Domnul Iisus Hristos spunea, sunteți niște morminte văruite, pline de necurății și de putrefacție. Sunteți niște perfizi care spuneți că aurul este mai important decât altarul. Sunteți niște oameni fără inimă care vă persecutați părinții. Sunteți niște oameni care aduceți jerfe cu cusur lui Dumnezeu. Cu tehne. Sunteți niște oameni care puneți flori pe mormintele sfinților, în vreme ce părinții voștri i-au omorât și i-au persecutat. Curățiți partea de afară a blidului, dar nu și pe cea dinăuntru. Strecurați în țarul și înghițiți cămila, adică aveți preferințe subiective cu privire la legi și la rânduieli. Și vă dați drept exponența împărăției lui Dumnezeu. Vă declarați fii ai lui Avram și voi sunteți fiii diavolului. L-aveți ca Tată pe diavolul. Vă declarați liberi și mințiți, pentru că trebuie doar să dăm perdelele la o parte, să vedem detașamentul de soldați romani, ca să știți că nu sunteți liberi nici din punct de vedere pământesc, dar cea mai mare lipsă de libertate a voastră este că sunteți sub stăpânirea păcatului. Domnul Iisus Hristos a venit pentru toți păcătoși și ascultați. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi căutat măcar un om despre care să spună așa da, spune Biblia că n-a găsit sau n-ar fi găsit niciunul vrednic, niciunul măcar. Doar pentru că Fariseii erau elita religioasă a vremii. La venirea Domnului Isus Hristos, nimeni nu i-a meritat părtășia la masă. Nimeni nu l-a meritat pe Hristos în lumea aceasta. Vă aduc aminte de ceea ce Apostolul Pavel vorbea în Prima epistolă către Corinteni. În capitolul 1. Acolo este vorba de înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al oamenilor, există trei mari nebunii ale Bibliei. Apostolul Pavel clarifică faptul că acestea sunt înțelepciunea lui Dumnezeu, dar de unde se uită oamenii, ele sunt nebunii. Cele trei mari nebunii sunt nebunia lui Dumnezeu, nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii. Nebunia lui Dumnezeu, nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii. Citiți vă rog frumos de la versetul 17 în continuare și veți vedea aceste lucruri aici. De fapt, care este percepția lumii despre venirea Domnului Iisus Hristos în lume? Și aici e vorba și de greci și de iudei. Există când Domnul vorbește despre percepția lumii. În percepția lumii, interesant, nu? Îi bagă și pe evrei. Grecii cer înțelepciune, iudeii cer minuni. Și Dumnezeu îi amestecă și le spune: Înțelepciunea lumii, atât a neamurilor, cât și a evreilor, este o nebunie. Nebunia lui Dumnezeu este o înțelepciune. Haideți să vedem la ce se referă Apostolul Pavel aici. Care este nebunia lui Dumnezeu? Nebunia lui Dumnezeu este că îi bagă în seamă pe oameni. Nebunia lui Dumnezeu este că El care e infinit, absolut și desăvârșit, perfect, se bagă în seamă cu ființe finite, vulnerabile, perisabile și coruptibile. I se merită lui Dumnezeu să se investească pe sine, să-și trimită Fiul în lume, ca să stea de vorbă cu noi? Dragii mei, să nu uităm că noi suntem creația lui Dumnezeu, că Dumnezeu a așezat chipul său în noi. Și chiar dacă suntem căzuți, chiar dacă am fost corupți, chiar dacă lumea zace în cel rău, în lume există o valoare pe care a așezat-o Dumnezeu în creație, în ființele umane, ca și cu una a creațiunii sale, la care Dumnezeu nu renunță chiar așa de ușor. Nebunia lui Dumnezeu înseamnă că l-a trimis pe Hristos pentru o lume pierdută, ca să recupereze această lume pierdută. Nebunia crucii este că atunci când a venit Hristos ca să bage oamenii în seamă, pe cei păcătoși, pe cei pierduți, pe cei bolnavi care au trebuință de doctor, Biblia spune că a câștigat Mântuirea omenirii prin cruce, fiind dus la cruce, sacrificat și omorât. Aceste lucruri se bat cap în cap cu principiile împărățiilor omenești. Iar nebunia propovăduirii crucii înseamnă că toți cei care îl primesc pe Hristos sunt trimiși să-l predice pe Hristos în lume, cum facem și noi aici, faceți dumneavoastră la. Trosingen noi facem în Chicago și pretutindeni unde sunt pocăiți, scopul lor principal e să-L predice pe Domnul Isus Hristos. Acum, haideți să analizăm această înființare a împărăției lui Dumnezeu prin Hristos dintr-un punct de vedere pe care toți îl înțelegem. Primul lucru pe care l-a descoperit românul după ce a căzut comunismul a fost afacerea. Bine, românul se descurca și făcea afacere și în timpul comunismului. Așa a supraviețuit românul. Românul și evreii, românii și evreii sunt afaceriști prin natura lor. În America noi avem o vorbă. Toată lumea în afaceri se teme de evrei. În afaceri evreii se tem de români. Și în afaceri românii se tem de alți români. Unde ajunge un român, se uită în stânga și în dreapta să vadă ce poate să cumpere și să vândă. Ce poate să facă? Cum se poate descurca? Suntem unii dintre cei mai descurcăreți oameni de pe fața Pământului. Spun lucrul ăsta pentru că sunt sigur că o să înțelegeți despre ce vă vorbesc în continuare. N-am să spun că cel mai mare afacerist din istorie este Dumnezeu, pentru că cuvântul afacere și afacerist are o conotație negativă. Dar aș vrea să vă spun că și Dumnezeu are afacerea lui în lumea asta. Ce este o afacere? Ca să înțelegem înțelepciunea lui Dumnezeu și despre ce vorbește, pilda Fiului Risipitor, când ne spune că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. O afacere înseamnă mai întâi să investești ceea ce ai. Cât ai? Nu există afacere fără investiție. Una din marile probleme pe care le au oamenii este atunci când vor să facă o afacere fără să investească. Și de obicei, în marea majoritatea a cazurilor, când ți se oferă posibilitatea unei afaceri unde nu-ți se cere mai nimic, știi că s-ar putea să fie o scamatorie o afacere reală cere investiție, să investești. Acum, când ai intrat în afacere și ai investit ce ai, nu mai rămâi cu nimic din ceea ce ai investit. Practic, ai dat și ai rămas cu buzunarele goale. Care este următorul pas al afacerii? să-ți meargă afacerea, banii pe care i investiți sau lucrurile pe care le-ai investit, să îți amortizeze, să recuperezi investiția. După ce ai recuperat investiția, apare profitul. Vă rog să observați ce a făcut Dumnezeu. Pentru că afacerea lui Dumnezeu, și există un verset care spune că Domnul spunea, eu am venit să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Una dintre traducerile în limba engleză spune, am venit să fac businessul sau afacerea Tatălui meu. Ce a făcut Dumnezeu? Ca să salveze suflete. Că Dumnezeu e în afacerea de suflete, în businessul de suflete. Pe Dumnezeu nu-l interesează bani, posesiuni, teritorii. Până la urma urmei, tot universul e a lui, că el l-a creat. În afacerea lui, Dumnezeu vrea suflete. Și ca să câștige suflete, Dumnezeu a investit. Ce a investit? L-a investit pe singurul lui fiu. Cum țineți minte? Afacerea aceasta este o afacere extrem de costisitoare. Când Biblia spune că unsul a fost stârpit și a rămas cu nimic, înseamnă că Dumnezeu și-a scos buzunarele pe dos. Dumnezeu a dat totul pentru salvarea sufletelor. Pentru că un suflet costă foarte mult. Țineți minte, toate valorile materiale din Universul acesta adunate, cumulate, dacă ar putea să fie evaluate și transformate în ce vreți voi, în dolari, în euro, o sumă imensă care nu încape în toate caetele din lumea asta la un loc. Tot aurul, toate substanțele, toate valorile, nu mă refer numai din, de pe Pământ sau din sistemul solar, din întregul Univers. Tot cumulul acesta de comori, de valori, nu pot răscumpăra, nu pot plăti prețul pentru mântuirea unui singur suflet. Nu mai vorbim de miliarde. Există foarte mulți oameni care cred că la poarta Raiului se vor descurca și își vor plăti datoria singuri. Tot noi, românii care suntem foarte descurcăreți, am descoperit vorba, Om vedea ce om face când ajungem acolo. Impresia noastră este că dacă ajungem la ghișeul raiului. există și o teologie pentru asta. În bisericile tradiționale, teologia purgatoriului. Atunci când ajungi în eternitate Dumnezeu balansează conturile. Te găsește dator și îți dă o perioadă de timp în care să arzi, să te purifice, până când îți plătești datoria păcatelor ca să poți să intri și tu în rai. Este o teologie falsă. Biblia o declară falsă. Și am să vă spun de ce. În iad nu vor ajunge oamenii pentru că Dumnezeu se enervează pe ei și spune treci în iad, stai acolo eternitate, mă bucur și vreau să te văd cum te perpelești și cum te chinui o eternitate arzând. Nu. Oamenii intră în iad ca să-și plătească datoria păcatelor. De unii singuri. Numai că au o problemă. Psalmistul spunea, prețul răscumpărării lor este așa de mare că nu se va face niciodată. Costă atât de mult că plătești o eternitate și nu achiți costul. De-aia vor fi oamenii în Să-și achite costul și durează o eternitate și nu se termină. de asta oamenii veșnic în iad. Ori pentru mântuirea sufletelor, în afacerea aceasta de salvare a sufletelor, în această afacere nobilă, ieșită din inima de părinte, de creator al lui Dumnezeu, de Dumnezeu bun și milos și îngăduitor și iertător, Dumnezeu însuși s-a dus la ghișeul eternității a spus, vreau să câștig suflete, vreau să le iau cu mine în slavă, vreau să împart moștenirea mea veșnică cu ei. Cât mă costă? Și dreptatea lui Dumnezeu a spus, te costă tot. Te buzunărești și dai tot. Când cerul l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, când s-a umplut de durere cerul, când Dumnezeu n-a mai suportat și și-a întors privirile, vreau să vă spun că Dumnezeu a rămas fără nimic, a investit totul de dragul tău. Nu știu cine și-a frecat mâinile în zilele acelea, poate farisei, poate diavolul. Fac o paranteză, este greu de spus cât a știut și cât n-a știut satana din planul lui Dumnezeu, însă și dacă ar fi știut că moartea Domnului Isus Hristos va deschide larg porțile împărăției ca oamenii să intre cu una vala și să-și salveze sufletele. Diavolul nu s-a putut abține. Știți că profeția din Geneza spune că într-o zi se va întâlni capul șarpelui cu călcâiul Domnului. O istorie întreagă, capul șarpelui a urmărit călcâiul Domnului și la Golgota s-au întâlnit și și dacă șarpele a înțeles profeția din Eden că a fost rostită în prezența lui și a fost rostită lui și s-a spus îi vei zdrobi călcăiul, dar îți va sfărâma capul. Satana este atât de rău că nu s-a putut abține. Acolo la Golgota a mușcat călcâiul și a fost zdrobit capul. Ucenicii s-au ascuns, disperați, distruși, visurile lor demolate. Doi s-au dus către Maus și au spus, viitorul nostru este compromis, speranțele noastre sunt ratate, noi credeam că... Și uite, este a treia zi de când a fost pus în mormânt. Dar a treia zi, dimineața. Dumnezeu și-a recuperat și-a amortizat investiția pentru că Isus a ridicat din mormânt viu și Hristosul înviat nu mai moare. Însă, ca să demonstreze că este o afacere meritoasă, că îi se merită lui Dumnezeu, înainte să intre în mormânt și înainte să învie, înainte ca Dumnezeu să-și amortizeze investiția, să-și recupereze ceea ce a investit, Dumnezeu deja a început să intre în profit. Pentru că a fost răstignit Hristos între doi tălhari. Și acolo s-a întâmplat ceva extraordinar. Cei doi tălhari care reprezintă lumea întreagă, Oameni care s-au unit în crime, oameni care au fost parteneri de afaceri criminale, s-au separat. Unul s-a unit cu trecătorii și au început să a început să-l bat jocorească și să spună, dacă ești cine zici că ești, mântuiește-te și mântuiește-ne și pe noi. Celălalt i-a spus... Noi suntem aici pe merit, dar omul acesta n-a făcut nimic rău și s-a întors spre Hristos și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta! Prima defilare a împărăției lui Dumnezeu când s-a deschis Raiul. Și s-a creat o paradă specială pentru primul venit, pentru primul rod, pentru primul profit în împărăția lui Dumnezeu. A intrat un tâlhar. Pentru că Domnul i-a spus: Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Măriți să fie numele Domnului. Și pe urmă. A venit 50 mea, când de la 120 au ajuns la aproape 3000, pe urmă la 5000 și pe urmă nu i-a mai putut număra nimeni. Și până în ziua de astăzi, milioane și milioane și milioane de oameni, între care și noi, mulți dintre noi, suntem profitul împărăției lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Însă, o afacere profitabilă nu se oprește aici. Când un businessman care știe ce face își amortizează investiția și intră în profit, ce face cu profitul? Îl reinvestește pentru că investiția devine și mai profitabilă atunci când el reinvestește profitul. Și acum noi suntem profitul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos spune duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și va boteza, va fi mântuit, cine nu va crede, va fi osândit. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Noi nu suntem doar profitul lui Dumnezeu, noi suntem investiția lui Dumnezeu. Călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos, El a fost investiția inițială, a fost recuperat în ziua învierii, a intrat în profit și profitul care ești tu și eu, copiii a împărăției, suntem reinvestiți în mare afacere a împărăției lui Dumnezeu de câștigarea sufletelor. La asta se referă Pavel atunci când vorbește despre nebunia lui Dumnezeu. Să faci profit sau să faci afaceri într-o lume pierdută, într-o lume care te dușmănește, care te urăște, într-o lume care ți-a întors spatele și l-a împrățișat pe diavolul și minciunile lui. În lumea asta să investești tot, să investești și ai mai scump. Este ca și cineva care și-ar investi toată averea în Iran și-ar crede că poate să iasă bine de acolo. Când oamenii fac investiții în diferite țări, studiază istoria țării respective, studiază politica țării respective, pentru că vrea ca investiția să fie în siguranță. Iată de ce țările unde este corupție foarte mare, au probleme să atragă investitori. Țările instabile din punct de vedere politic au probleme să atragă investitori. Însă pentru că în lumea asta erau sufletele de care era Dumnezeu, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu l-a putut opri nimic să investească totul aici pe pământul acesta. Și pe urmă să ne investească pe noi ca să-i crească profitul, nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii. De fapt, Ioan 3 cu 16 reprezintă absolutul iubirii lui Dumnezeu. Nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu a făcut lucrul acesta decât dragostea lui. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat ce? Pe singurul lui Fiu. Totul. Sunt absoluturile iubirii lui Dumnezeu. A dat totul. Pentru ca oricine toți a dat totul pentru toți. Oricine crede în el, să nu piară ci să aibă ce? Totul. Viața veșnică. Absolutul iubirii lui Dumnezeu e că Dumnezeu a dat tot pentru toți ca toți să aibă tot. Lăudat să fie numele Domnului. În contextul acesta, Domnul Isus Hristos se justifică și spune: Dacă i-aș fi băgat în seamă doar pe Sfinți, n-aș fi băgat în seamă pe nimeni. Dacă i-aș fi căutat pe cei care merită, n-aș fi găsit nici măcar un suflet în lumea asta. Va mai mult, spune apostolul Pavel, cu cât păcatul a fost mai mare, cu atât s-a înmulțit harul. Pentru ca niciodată răutatea și păcatul să nu depășească mila dragostea și harul în puterea de a răscumpăra și de a mântui. Însă vis-a-vis -vis de acest plan măreț de mântuire vreau să ne uităm la Fiul Risipitor la tine. Și observați, vă rog frumos, trei lucruri referitoare la Fiul risipitor. Mai întâi, pretențiile Fiului risipitor cu privire la averea Tatălui. Cuvântul lui Dumnezeu explică foarte clar că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Ca Lui este Pământul cu tot ce este pe El și care are drept de proprietate asupra noastră pentru care are drept de creator. Vă aduc aminte de imaginea profetică pe care Dumnezeu i-o prezintă prorocului Ieremia atunci când îl trimite în casa olarului. Și spune, du-te în casa olarului că vreau să-ți arăt ceva. Și când se duce în casa olarului, olarul încerca să modeleze lutul și să facă din el un vas. Lutul acela din mâna olarului a fost un lut foarte dur, foarte încăpățânat, care a refuzat să se modeleze. Nu datorită faptului că olarul nu era priceput în meseria lui, nu datorită faptului că nu era expert, nu datorită lipsei de experiențe, nu era începător, l-a trimis în casa olarului. Ăla era olarul, Și datorită faptului că lutul n-a vrut să asculte de mâinile olarului. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, trebuie să transmiți un mesaj de aici, din Casa olarului, poporului Israel. Voi sunteți ca lutul în mâinile mele. De o groază de timp încerc să vă modelez și să fac din, noi, din voi un vas frumos, un vas de clasă o operă de artă și vă împotriviți. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, Ieremia, spune poporului și îți spun și ție, olarul ăsta, olarul ăsta, după ce se chinuie cu lutul și lutul nu execută, nu se conformează, nu se modelează, cel mai ușor lucru pentru acest olar este să ia bucata aia de lut, să o arunce și să ia o altă bucată de lut care să se lase modelată și pe care să o formeze frumos să facă un vas de cinste. Una dintre marile greșeli ale poporului Israel este că a crezut că olarul nu renunță, olarul nu dă de pământ cu lutul. Tot în cartea lui Ieremia. Spune că ultimul bastion al lor a fost templu. Au spus, domnule Dumnezeu, nu are cum să-și lase templu pe mâna netăiaților împrejur. Și spuneau, templul Domnului, templul Domnului, pot să vină ăștia să ne câștige teritoriile bucată cu bucată. Când vor ajunge la templu, vai de ei, pentru că templul e bastionul nostru, este ultimul zid de apărare în fața templului, îi face praf Dumnezeu. Marea lor uluială este că au venit, au dărâmat templul, l-au ras, l-au făcut praf pentru că, aduceți-vă aminte de vedenia lui Ezechiel când slava lui Dumnezeu s-a ridicat din Sfânta Sfintelor, s-a dus la ușiori uși, s-a ridicat pe strașină, s-a dus și s-a mai uitat odată înapoi de pe muntele, pe lângă Ierusalim și pe și-a luat zborul și-a plecat. I ca bod înseamnă numai e slavă. Când nora lui Eli a murit în timp ce năștea și pentru că chivotul a fost îngăduit să fie capturat de filisteni, pentru că acolo nu mai era slava lui Dumnezeu, când unde e păcat și nelegiuire dispare slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De-aia Adam și Eva s-au trezit goi în Eden, pentru că au fost dezbrăcați de slava lui Dumnezeu. Ei, îl ia pe Ieremia și spune, vină cu Hai să zicem că până la urmă vasul ăsta, e modelat de mâinile olarului și face un vas cum îi place lui. Și îl duce într-o mare de vase și spune, pune mâna pe bâtă și spargele și fă cioburi pe toate. Ca și tu pe ce ești vas, dacă nu ești un vas de cinste, ca să fii întrebuințat de stăpân, Olarul are drept de viață și de moarte împotriva ta. Te poate arunca o bucată de lut încăpățânat și nemodelabil sau te poate sparge și să te facă fărâme dacă nu respecti întrebuințarea de cinste pe care a intenționat-o stăpânul. Dumnezeu este suveran și face ce vrea. Ori în calitate de suveran, în calitate de stăpân, Dumnezeu care are totul a pus Duh de viață în noi și ne-a dat cel mai mare dar pe care îl putea da Dumnezeu vreodată. Că de ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, nu ne-a făcut roboți. Ne-a făcut oameni cu dreptul de decizie, fiecare în dreptul Lui. Acum, avem voie să ne alegem stăpânul, asta este singurul liber arbitru pe care îl avem. Când ți-ai ales stăpânul, ți-ai ales consecințele și destinul. Ai ales împărăția din care faci parte. Ăsta e singurul drept pe care îl ai, să-ți alegi stăpânul pe Hristos sau pe diavolul. Sau dacă îl respingi pe Hristos, din oficiu zaci în cel rău, ești al diavolului. Ăsta e cel mai mare drept pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să nu fim roboți. Ama, știu că în omenirea de astăzi, Uh, îl arată cu degetul pe Dumnezeu. De ce îngădui suferință, de ce îngădui necaz, de ce îngădui nenorociri în lumea asta, de ce îngădui virus, de ce îngădui ciume, de ce îngădui morminte, cimitire și așa mai departe. De ce sunt tragedii, accidente, războaie? Eu măcar am fost copil. Eu măcar am fost copil. Am să vă povestesc ce am pățit cu maică mea. Maica mea face parte din multe predici de ale mele, pentru că e experiența mea de viață și o aplic la învățăturile pe care le primesc și le dau. Maica mea nu mă lăsa în tabere de copii. Nu mă lăsa să plec de acasă. Pentru că spunea, ești năzdrăvan, ești foarte, foarte activ, ne și unde te duci, te lovești și mi-e frică să nu îți rup ceva, mi-e frică să nu pățești ceva. Întrebați copiii noștri, am moștenit-o pe maică mea la punct și virgulă. Și după ce s-au uitat urât la mine că nu le las nicăieri, acum fetițele mele care au copii sunt exact la fel ca mine și ca maică mea. Singura diferență este că acum râd eu de ele. M-am milogit de mama că venea o vacanță și era o tabără frumoasă de trei zile la Znagov. La Znagov, la Znagov, tabără la Znagov. Znagov e un lac frumos lângă București, o plăcere să te duci, apă, baie, plajă, ce vrei. Nu te duci, nu te las, dar lasă-mă, da' te rog. Am pus prieten să se milogească pe lângă maică mea, am rugat învățătoarea să pună o vorbă bună. Cu chiu, cu vai, până la urmă am convins-o pe maică mea să mă lase. Îmi venea să săr pe bloc de bucurie. Mă lasă să mă duc la Znagov. Și m-am dus la Znagov. Când am plecat de acasă, mi-a făcut instructaj de protecție. Să nu faci asta, să nu faci asta, să nu acolo. Eu, da, mă, mică, da, mămică, da, mă, da, 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 ascultător, supus, smerit. Când am ajuns la Snagov, am văzut bazinul de înot. Și am văzut pe ăștia mai mari, cum sar în bazin, plonjează în bazin nu plonjasem și eu niciodată într-un bazin. În primul rând că n-avusesem ocazia. Nu m-a lăsat mai mea nici măcar la 3 km de un bazin, dar îmi să plonjez, să sar în bazin. I-am văzut că sunt fericiți, am văzut cum pleznește apa în sus și zic, primul lucru, mă arunc și eu în bazin. Dar de unde eram eu, nu mi-am dat seama că acolo apa era mititică. Și când am plonjat eu în bazin, de aici și până aici, am tencuit. Podeaua bazinului. Vă dați seama, durere, carne vie, iod, alifii. După trei zile de stat în infirmerie, ata vacanța am avut la Znagov, am sărit și eu odată. nimăcar n-am făcut prea mult stropi. Am ajuns acasă la maica mea și m-a luat maica mea și m-a căinat și-mi schimba bandajele ce să mă mai certe acum? Însă vreau niciodată să nu subestimați spiritul creativ a unui copil de a-și face rost de două băte pe spinare. Când e cel mai nepotrivit moment. A început să-mi facă educație, să-mi spună, ai văzut de ce nu te las? Ai văzut de ce nu poți să pleci? De-aia! uite ce ai pățit, uite ce ai pățit, uite ce ai Și eu n-am ce tace și îi spun, păi de ce m-ai lăsat? <rători> mai oameni buni, eu am fost copil de 8-9 ani. Am avut 8-9 ani N-am avut nici experiență, n-am avut nici mintiu dar aici vorbim de filozofi, aici vorbim de doctor, vorbim de profesor, vorbim de oameni mari, vorbim de oameni care au 40, 60, 70 de ani. care se uită la Dumnezeu și spune, ce faci, Doamne? A, ce faci? Păi ce să fac, mi milă de voi v-am dat dreptul, v-am dat averea, v-am dat partea voastră de avere, partea voastră de avere, v-am dat de la mine, de dragul vostru. Și v-ați bătut joc de averea mea. V-ați destrăbălat Vă omorâți unul pe altul, vă urâți unul pe altul, vă furați, vă tulhăriți. Și când ajungeți în spital, în mormânt, când vă demolați, când vă autonimiciți, vă uitați la mine și îmi spuneți de, 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 de ce? Pentru că nu sunteți roboți. Însă omenirea asta trebuie să învețe ceea ce a învățat Fiul Risipitor. În primul rând, averea care ți s-a încredințat, nici nu o meriți, nici nu e a ta. Nu e aerul tău, e aerul lui Dumnezeu. Nu e apa ta, e apa lui Dumnezeu. Nu e pământul tău, e pământul lui Dumnezeu. Ne folosim de toate lucrurile astea din lume și le punem titluri de proprietate. Casa mea, mașina mea, lucrurile mele, profesia mea, viața mea și pe toată averea lui Dumnezeu ne punem noi titluri de proprietate. Ori de câte ori am de-a face cu această aroganță umană de a se crede stăpânul lumii. Le povestesc o întâmplare în America, într-o într sală de mese a unei întreprinderi. S-a dus o doamnă care lucra într-unul dintre birouri să servească un pachet cu biscuiți, ca asta făceam fiecare zi, și să-și citească ziarul. S-a dus doamna la automatul din colț, a introdus fisele și i-a căzut un pachet de biscuiți pus în geantă împreună cu ziarul și și-a căutat un loc la masă. E foarte, foarte mare aglomerație acolo. A văzut un scaun liber la o masă unde în partea cealaltă stătea un domn. Domnul acela părea un om simpatic, un om plăcut și s-a gândit că poate îi permite să stea la masă acolo. În altă parte n-a găsit. S-a dus politicos, a întrebat dacă îi permite să stea la masă și omul foarte frumos i-a spus, da, sigur că da, poftiți, să așează la masă. A deschis ziarul, a început să citească, a întins mâna, a luat un biscuite să mănânce și domnul foarte zâmbitor a dat din cap, a întins mâna și a luat și el un biscuite. Femeia a rămas șocată. Și s-a arată îmbrăcat bine, ăsta... Interesant. i-a fost poftă de un biscuit, dar măcar putem să spună, Doamne, vă spărați, poți să iau și un biscuit? Și un braznic. Ca să nu intre în conflict, mai ales că a fost foarte binevoitor și a lăsat-o să stea la masă, a continuat să citească și-a mâncat biscuitele, la a ronțăit și pormantismul, mantismul -a, a mai luat un biscuite. Și domnul de vis -a, -vi a dat din cap foarte zâmbitor și-a mai luat și el un biscuite. Deja s-a supărat, s-a înfuriat. Nu e rușine, domnule? Dar nu i-a spus nimic, că n-a vrut să facă o scenă, că erau mulți oameni acolo. Și uite așa! Ia lua un biscuite, domnul îl zâmbea, dădea de din cap și mai lua și el un biscuite. Ia un biscuit, el un biscuit, ia un biscuit, el un biscuit, până a mai rămas un singur biscuite. Și când a rămas un singur biscuite, nervoasă, a dat să-l ia, domnul a fost mai iute de mână. A pus mâna pe biscuite, l-a rupt în două, i-a dat ea jumătate, ei jumătate și a mâncat și el jumătate. Înnebunită de furie, s-a ridicat, s-a uitat urât la el, cu spatele și a luat ziarul, a plecat tocănind pe podea, de a să se cra pe podeaua, deschis geanta să bage ziarul și a rămas înmărmurit. În geantă era pachetul ei neînceput de biscuiți. Tot timpul mâncase din biscuiții Domnului. Fraților, aveți grijă! că nu e casa ta, nu e mașina ta, nimic nu e al tău. E averea tatălui, e averea stăpânului. Și trebuie să fii responsabil cu ceea ce nu este al tău. Observați, vă rog frumos, că în Luca, după ce vorbește despre fiul risipitor, următoarea pildă este pilda ispravnicului necredincios. Care nu este loial și care nu este corect și integru în administrarea averii stăpânului. Fiul risipitor a crezut că averea i se vine. În al doilea rând, a crezut că averea cumpără fericire. Averea cumpără păcat. Păcatul costă. Și de ce este așa de mult păcat în omenire? De ce s-a înmulțit fără de legea? Pentru că oamenii au mai mulți bani pentru păcat. Suntem mai bogați. Și avem bani să plătim activitățile noastre păcătoase. Avem bani de cablu să ne uităm la televizor de dimineața până seara, la toate prostiile și minciunile din lume. Că cel mai comod, cea mai comodă guvernantă pentru copii a devenit televizorul. Și desenele animate, unde stricații lumii au început să infiltreze tot felul de mesaje subtile care contaminează și otrăvesc mințile copiilor noștri. Costă, dar avem bani! Să ne ducem în locuri ale stricăciunii ca să putem trage cu ochii în stânga și în dreapta. Averea cumpără păcat, averea cumpără relații. A avut mulți prieteni fiul risipitor în țara îndepărtată unde s-a dus. Și o altă pretenție, părere greșită a fiului risipitor este că averea este inepuizabilă. Dragii mei, Dumnezeu ți-a dat viață, dar viața este limitată. Dumnezeu ți-a dat sănătate și înțelepciune, dar tot ce este în lumea asta se termină într-o zi. Și nimic din ceea ce ai aici nu poți să duci dincolo decât cu Dumnezeu, decât cu Dumnezeu. Vă aduc aminte de tânărul bogat. Mă rog, nu știm cât de tânăr era. Cei care au pus titlurile scripturii au spus că e rich young Ruler, tânărul bogat, probabil datorită faptului că i-a zis, Doamne, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Eu nu știu dacă mai era chiar așa de tânăr, dar hai să zicem că era. De ce credeți că Domnul Iisus Hristos i-a cerut toată averea? Și cum afacerea asta, ca să-l urmezi pe Hristos, ca să fii cu Hristos, trebuie să renunți la tot ce ai, cum putea să fie această afacere foarte profitabilă pentru tânărul bogat? Ascultați. Primul lucru pe care tânărul bogat îl spune Domnului Isus Hristos în întâlnirea aceasta dintre ei este bunule învățător. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun Dumnezeu. Ama, dacă vrem să fim interesanți și să interpretăm Scriptura, vai ce smerit a fost Domnul Isus Hristos! N-a acceptat complimentul tânărului Bogan, nu e adevărat. Nu e adevărat. Vă traduc ce a spus Domnul Isus Hristos. Mai numit bun tu știi că numai Dumnezeu este bun. Tu crezi că eu sunt Dumnezeu sau e doar o formă de politețe? Știți care a fost problema tânărului bogat? Tânărul bogat a știut că Domnul e un bun învățător, dar n-a știut și n-a crezut că e Dumnezeu. Dacă ar fi crezut că e Dumnezeu, ar fi făcut ce a spus Petru, iată Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ar fi făcut ce a făcut investiția pe care a făcut-o omul ăla, care a vândut tot ce avea, a cumpărat țarina datorită comorii care era ascunsă în țarină. De ce este o afacere profitabilă? Vă spun de ce. Pentru că Domnul știți ce a cerut tânărului bogat, lucrurile fără de care oricum rămânea într-o I-a cerut averea fără de care oricum ar fi rămas, însă cu Hristos și-ar fi transformat-o în eternitate. Știți ce i-a spus tânărului bogat? Vinde tot ce ai de la săraci, vino urmează-mă și vei avea o comoară în cer. Comorile de pe pământ sunt transferabile doar atunci când le investim cu Dumnezeu. percepțiile fiului risipitor cu privire la tatăl său. Tatăl său este un om intransigent și aspru, de -aia a pleca departe pentru că acasă la tata nu și putea face de cap. Când unii pleacă din biserică, fiți foarte atenți pe cine regretați și să vă spun de ce. Biserica nu este locul unde oamenii să-și facă de cap. Am auzit foarte multe clișee în ultima vreme și sunt extrem de dăunătoare sufletelor oamenilor. Ați auzit clișeul că Biserica este spital? Ați auzit clișeul ăsta? Și că în Biserică sunt oameni bolnavi? Și eu le spun, da, stați să iau bisturiul și să facem o operație dacă e spital. Nu, ei vor ca biserica să fie un spital unde să vină să se recreeze și să se odihnească. Spitalul este locul unde ți se fac injecții, unde ți se dă pastile amare și unde te taie ca să te vindece. Spitalul nu este locul unde îi distrăm pe oameni. Este locul unde oamenii sunt transformați, se vindecă. Biserica Domnului nu este un loc de toleranță și de indulgență unde fiecare face ceva ce vrea și trăiește cum vrea. De asta fiul risipitor nu și-a putut permite aceste indulgențe acasă la tata. Acasă la tata au trebuit respectate principiile tatălui. Eu că tatăl este indiferent Zice că și-a luat averea și-a strâns-o și a plecat într-o țară îndepărtată. Există această obsesie, iarăși, culturală a creștinismului actual, care spune că Dumnezeu fuge după tine. Știți ce imagine ne creează această artă, mai ales muzicală? Voi trebuie să știți că ați auzit probabil bine că nu cântați. Dumnezeu ne fugărește! Dumnezeu e milogul nostru. Și atâta te urmărește și atât se milogește de tine până când de milă zici, ai bine, ai că vin la biserică, ai că mă pocăiesc, ca să-ți fac un bine, e vai de tine fără mine. Nu, fraților, tata l-a lăsat să plece. Acasă la el nu putea trăi o viață desfrânată. Biserica nu este locul unde fiecare își face de cap. Împărăția lui Dumnezeu are reguli și stricte. Dar percepția fiului risipitor despre tatăl său a fost greșită. Ia citiți din nou pilda și veți vedea câteva lucruri extraordinare. În primul rând, când i-a venit mintea la cap, când și-a venit în fire și când s-a întors acasă, Tata l-a văzut de departe. Tata făcea ce făcea și se uita departe, că departe a plecat. Și când l-a zărit de departe, i-a ieșit înainte, i-a fugit înainte, l-a îmbrățișat și a plâns. Și l-a primit înapoi ca fiu în casă. Dar. Prejudecățile fiului risipitor cu privire la întoarcerea lui acasă este că nu va mai putea fi niciodată fiu, ci doar rob. Și tatăl îi spune, fiule, când vorbește cu fiul nerisipitor care zice, acest fiu al tău, Domnul îi spune, acest frate al tău. Ce face diferența între a fi departe și a fi aproape? Ce face diferența între a ajunge la porci și a veni înapoi în casa tatălui cu haină, cu inel și cu încălțăminte în picioare? Diferența o face o găință. În seara aceasta... Aș dori să închei acest mesaj vorbindu-vă puțin despre pocăință. Dumnezeu poate să fie și este bun și poate să fie și aspru. Pentru că bunătatea și asprimea lui Dumnezeu lucrează împreună ca să te convingă să vii la El. Am să spun de ce. Pentru că ești etern oricum. Dumnezeu nu-ți oferă eternitatea. Ești etern oricum. Însă există două compartimente în eternitate. Compartimentul iubirii sale care se numește Rai, și compartimentul dreptății sale care se numește Iad. Și Dumnezeu știe ce e în Iad. Și de aici, de pe Pământ, vrea ca să-ți încredințezi destinul să vii acasă, în zrențe. Fără nimic, cu buzunarele goale. Risipit, că fiul risipitor a fost un fiu risipit, el s-a risipit. În păcat și în nelegiuire. Dumnezeu vrea să te cheme ca să te salveze, ca să-ți ofere. Acea parte din eternitate care se numește Rai, care este compartimentul iubirii sale, acolo unde împarte cu tine bogățiile lui eterne, moștenirea lui eternă. Pentru că vrea să te facă fericit. Dacă aici, pe Pământ, nu vrei să știi de El, la ușa eternității Dumnezeu îți va spune, -ți, respect decizia, nu-ți place de mine, nu vrei să știi de mine, nu-ți plac principiile mele, nu-ți place de împărăția mea. Împărăția mea veșnică e la fel ca împărăția mea de aici, de pe pământ, are aceleași principii, aceleași adevăruri stau la temelia ei. Dacă nu vrei și nu-ți place, n-ai decât alternativa de a merge în partea cealaltă. În iad vor ajunge oamenii care nu vor să știe de Dumnezeu. De Dumnezeu trebuie să știi de aici. Și nu poți veni la Dumnezeu decât prin pocăință, zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ascultă ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 11. Aduți aminte de bunătatea și de asprimea lui Dumnezeu. Bunătate pentru cei care se pocăiesc și asprime pentru cei care întorc spatele. Ce înseamnă pocăință? În primul rând, pocăința este să vezi realitatea. Să-ți dai seama că ți-ai consumat viața în păcat, că ai trăit în păcat, în mizerie, în stricăciune, că nu ești un om cum se cade, doar pentru că n-ai dat în cap nimănui și n-ai spart casa nimănui. Comparându-te cu Dumnezeu și cu pretențiile lui Dumnezeu pentru viața ta, ești un ratat. Ești departe. Ai mâncat și ai consumat averea Tatălui. Aerul lui, oxigenul lui, hrana lui, pământul pe care ți-au călcat picioarele, proprietatea lui, biscuiții lui. Pentru ca să întreții un stil de viață care îl dezonorează pe Dumnezeu. Și ai ajuns la porci. Ai ajuns fără familie, ai ajuns nefericit. Bogăția nu cumpără fericire. Spune că un împărat odată a vrut să fie fericit, era foarte nefericit. Și a trimis în toată împărăția oameni să găsească un om fericit. Pentru că a auzit el de o vrăjitorie că dacă te îmbraci cu cămașa unui om fericit, vei fi și tu fericit. Și au umblat în lung și în lat slugile lui și nu găseau Dumnezeu unul fericit. Până când într-o zi un cioban în câmp era foarte, foarte fericit. Și s-au dus argații stăpânului, i-au dat cu jocul jos ca să-i confiște cămașa să o ducă la împărat. Când i-au dat cu jocul jos, ăsta n-avea cămașă. Haina fericirii aia pe care ți-o dă Dumnezeu atunci când capitulezi, atunci când te pocăiești, atunci când spui, fraților, ce să facem în ziua cinzecimă? păcăiți vă Recunoașteți că fără Dumnezeu sunteți în mocir la orcilor în lumea asta. Și nu este nicio insultă, este o realitate în viața oamenilor care trăiesc în păcat. Că n-ai nicio speranță de viitor, Recunoaște că singura ta șansă este să vii la Iisus Hristos, să-ți predai viața, să accepti investiția pe care El a făcut-o, nu pentru întreaga omenire, pentru tine, pentru sufletul tău. A murit și a plătit prețul pentru eternitatea ta în slavă. Și pe urmă spune, care sunt poruncile tale? Vreau să trăiesc în împărăția ta. Care sunt regulile în împărăția asta? Vreau să le respect cu sfințenie pentru că vreau să rămân în această împărăție, aici pe pământ și în eternitate. Sunt multe lucruri de spus despre fiul risipitor, vă las cu unul singur. În momentul în care fiul risipitor s-a întors acasă, capitulat, a spus, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu merit să-ți mai fiu fiu, primește-mă măcar ca pe un rob. Dumnezeu te va primi ca pe un fiu. Te va iubi ca pe un fiu, te va trata ca pe un fiu, te va înmoșteni ca pe un fiu. Și ascultă, nu partea ta de avere. Fiul lui mai mare, la nerisipitor, atunci când s-a văitat că el n-are nimic, că el a slujit ca un rob, i-a spus, fiule, tot ce este al meu este al tău. Când îl primești pe Hristos ca Mântuitor, tot ce are el, ai tu. Tot ce aparține lui Dumnezeu este și al tău. La asta ne cheamă. Dumnezeu. Asta îți oferă Dumnezeu. arată o afacere mai bună în lumea asta. arată cine îți oferă mai mult. Primește-L pe Hristos și vei primi slavă, vei primi veșnicie, vei primi bogății nemăsurate. Pentru că asta se întâmplă cu cel care aparține lui Dumnezeu ca fiu.